Matei, care este următorul personaj groaznic care vine la noi în vizită? Mami, e foarte groaznic. Cine este acolo? Spune mai repede! Cât este ora? Acum este ora 2 noaptea. Trebuie să ne grăbim. Hei, ora 2 noaptea este acum în Japonia. La noi abia înserat. Ceasul meu mereu se grăbește. Cu 8 ore? Matei, ai rat odată. Și ne caute cantunchet. Și voi v-ați speriat de un pisoi? Nu face nimic el! Și plus la toate mii de mic, mi-a plăcut personajul Mickey Mouse. Iar acest pisoi înseamnă foarte mult cu șoricelul Mickey Mouse. Doar că are dinții un pic stricați. Trebuie să meargă la stomatolog. Să-i pun aparat dentar. Oricum eu zic să-i arătăm acestui motan șmecher că noi suntem mai șmecheri decât el. Da, dar unde să ne ascundem? Hai să ne grăbim! Tu în dreapta, tu Melissa în stânga, poate e jos, dar eu direct în față. Tati, tu știi mai bine cum să te ascunzi, te rog ajută-mă! Nu e problema ta că tu ești îmbrăcată în haine foarte aprinse și bat la ochi. Știi ce? Bagă-te aici! O, bine, mulțumesc! Până ce? Așa, eu vin lângă mine. Problema noastră este că de fiecare dată ne ascundem în aceste dulapuri și deja am și uitat în care am fost și în care nu. Aleg și eu la nimerioară, aici! Acesta este un dulap nou! Nu mi-amintesc această rochiță de ciungă ceangă. Dar ce e acesta? Un scaunet? Nu! Este o cutie! Am o idee! Ce-ar fi dacă m-aș ascunde sub ea? Și atunci când cartonchet va deschide acest dulap, pe mine nu o să mă vadă! Ce idee faină! Hei, cineva! Închideți, vă rog frumos, ușa mea! Mulțumesc! Eu deja m-am ascuns! Aici nu-mi place? Aici este cineva? Poze? Atunci mă ascund aici. Nu este nimeni. Wow, cavaler! Am venit într-un dulăpior al unui sau al mai multor taekwondiști. Stai un pic. Dacă deschide cumva cat un cat ușa mea, îi zic să bage de seamă. Căci... Știu vreo două modalități de a-i îndrepta dințișorii strâmbi. Toate ziceam că eu sunt îmbrăcată prea colorat, dar acest dulap e mai colorat decât mine. Dar bine că măcar pe dinăuntru, ci nu pe din afară, să atrag atenția. Miau, vă te ascunzi? Undeva te ascunzi? Aici? Noi ce avem șobolani în casă? Urgent trebuie să cumpărăm o pisică. Doar că nu știu de care. Apropo, voi aveți pisică acasă? Ce culoare are? Ce rasă este? Cum o cheamă? Recomandați-mi și mie. Poate cumpăr și eu una. Hei, dar eu nu sunt șobolan. Și sper să mă deschidă cutia mea. În acest dulap nu este nimic. Las că vă găsesc eu. A deschis dulapul lui Melissa. Ia să vedeți cum face pisica. Cartonchet. Mănâncă pe toți.
Ce a căzut acolo? Sau cine a căzut acolo? Scrieți-ne, rog, răbăjor, în comentarii, cine era în dulapul care a căzut? Dacă măcar nu găsesc pe nimeni, măcar să ne stric aceste dulapuri. Să le rod. Că sunt ei, aud pașii mei, se sperie și alergă prin toată casa. Și uite așa e prin eu. Ce faci? Vrea să taie dulapul meu. Ha, cineva acolo se aude? Miau! Ești de acolo! Crezi că nu te-am văzut? Miau! Ce fioroasă ești! Fugi! Fugi mai departe de mine! Iată și primul meu șobolan! Ai venit să te joci cu noi sau să distrugi toată casa noastră? Ia mai atent un pic! Ai dărâmat tot aici! Și dulap și tavă! Hai mai atent! Du-te și te așează pe bancă! Nu mă încurca pe mine! Eu trebuie să găsesc șobolanul meu! El ce? Nu se referă? Că sunt născut în anul șobolanului? Hai! Miau! Voi ați uita! Pisica vede foarte bine când este întuneric! Dar oamenii nu! Să deconectez lumina! Pisoiul ăsta se joacă ca noi, ca soarecele. Și așa vedeam foarte rău prin crăpătura ușii, dar acum când este beznă, nu văd nimic. Pisoiul inventat. Miau! Acum este cu mult mai amuzant. Hai să ne jucăm. De la ce dulap să începem? Miau! Aici miroase a cașcaval. Oare de ce? Să descriu? Oare este o capcană? Hai că descriu! Bucătarul a făcut cașcaval și a plecat? Ce șmecher! Las că te prind eu, bucătarule! Unde ești? Oh, ce bine că nu m-am ascuns în acel dulap. Prima dată am vrut să mă ascund în el. Așa, unul al lui Melissa, al lui mami, acel al gol, al bucătarului. I-a mai rămas o șansă. Și foarte multe dulapuri, da. Se apropie de dulapul meu. Atunci eu voi câștiga cu siguranță, deși în familia mea există doar un singur șobolan. Toate mele, da! Te-am prins, bucătarule! Ești grăsut! Miau! Cum ai reușit să mă găsești pe mine atât de rapid? Deodată am simțit că din acest dulap miroase a șobolan. Și-am lăsat pentru cină. De ce n-ai deschis deodată? Am tot stat acolo așa singur. Mă, că o să fiam lângă mami. Ești o pisică inventată. Eu nu sunt inventat, surian, nu mă vedeți? Lasă zic abonate. Nu sunt adevărat sau fals? Eu știu cine ești tu și abonații știu. Deci, cat în cat, ai găsit doar doi șobolani, mami și eu. A rămas Mircea, Matei și Melissa. Unde sunt ei? Ei, eu sunt aici! Ha-ha, Mircea, bravo! Da, bună spun zi și ți-ai ales. Dar cineva mă ajută să ne intervi! Oh, au uitat, Melissa! Mulțumesc! Și tu ziceai de cașcaval, șobolani? Erai că în primul dulap mai
ce? O să vezi, nu! Și această pisică când a trecut pe lângă ușa mea, nici n-a simțit mirosul. N-a miros bun? E ok? Pisica iubește altfel de șobolani. Eu prind! A dispărut Cartoon Cat! Wow! Ai, ea de asta se temea! A scăpat de el, atunci hai să trecem la următorul personaj! Haide, cine alege? Și cu siguranță îmi va pica unul inofensiv. Și? Mircea așa a promis și mami, și Melissa, dar și Matei. Dar, până la urmă, au ales cele mai groaznice personaje. Stai puțin, tu să vezi ce personaje ne scriu nouă abonații să vină. Noi să vrei să-i vezi. Iar voi continuați să ne scrieți în comentarii ce personaje vreți să mai apară în challenge-urile noastre. Ia să vedeți ce-mi pică mie. 5 1. Hai, Mircea! Wow! Ghiciți, scrieți în comentarii cine este aici. Mircea de Indici. Este alb și moale. Zăpadă? Un om de zăpadă? Aproape, dar nu asta. Eu știu, o mumie. Nu e mumie, las că vă dau un cu indiciu. Se mănâncă. Ce? Monstrul nostru se mănâncă? Nu știu, vată de zahăr. Ia să vedem dacă totuși vreau putea să ghicească și abonații noștri. Gata, știu! Fantome! Brânză fantomițe! Mihaela le adoră, le mănâncă! Zic că este fantomă! Mami, tu așa de tare te bucuri, de parcă chiar vrei să te caute o fantomă! Eu deloc! Nu este nici fantomă, dar se mănâncă la un foc de tabără, cu toți așa împreună, pe băți. Și este delicios! Gata, eu știu ce e acolo! Și eu cred că deja ne-am dat seama! Hai să vedem! Cine o să vină la noi în ospeție să ne caute? Marshmallow! Uite, tocmai la asta m-am gândit și eu! Wow! Dar ce, el e monstru? Nu știam! Nu știu ce-i cu el, dar noi deja trebuie să ne ascundem! Și avem la dispoziție doar un minut! Oare unde să mă ascund? Și cine știe? Poate are ceva vrajă magică și ne poate transforma pe fiecare dintre noi în marshmallow și după ce să ne pună și pe grătar. Nu aici! Bine că eu astăzi m-am îmbrăcat în culoarea albă, de parcă știam că va fi și marshmallow. Seamăn foarte mult cu el. Păcat că nu mi-am luat și pantaloni albi. Să mă ascund și să-l aștept eu. Tot atâta spuneți că vine să ne mănânce. Poate noi deja îl mâncăm pe el, dacă totodată este gătit. Eu mănânc ardele cu doctorul. Să mă îmbrac ca el, ca marshmallow. Dar eu nu mă grăbesc. Graba strică treaba. Și am observat ceva. Pot să mă ascund în orice dulap care vreau eu. Doar într-o singură secundă. Și aici. Perfect. Africa! Deci la mine treaba este foarte simplă. Eu sunt ca și marshmallow, mă pot ascunde în orice dulap, indiferent al cui garderobă este. Unde să fie garderoba bucătarului? Să vedeți ce idee faină mi-a venit mie! O, aici! Eu vreau să mă îmbrac în bucătar și marshmallow, dacă mă găsește și deschide dulapul meu, îi voi zice că eu sunt bucătarul șef al grătarilor și îl pot găti imediat. Oare cum arată acest marshmallow? Cum trebuie să fie foarte înfricoșător? Gata, m-am îmbrăcat și am luat cu marshmallow. Păcat că la mine în dulap nu am un grătar. Îl puteam speria și mai tare. Eu mă îmbrac un african. Și dacă mă găsești, zic că sunt un vrăjitor de acolo și voi face o vrajă ca să se ducă acolo și se prăjește singur și fără de grătar. S-a auzit. Probabil că a pus mâna pe dulapul meu.
Sunt atât de curios să văd cum arată un marshmallow în viața reală, încât vreau să deschid ușa. Ce? Am auzit că toți sunteți pregătiți și mă așteptați pentru început. Am să bag mâna să caut. Aha! Este cineva aici? Ca ești, iepurașule? Ce? Aha! Ați vrut să mă duceți în eroare? Ia să văd. Poate totuși este cineva aici, se ascunde. Mai tare mă provocați! Le iau pe toate la rând! Stai! Nu mă grăbesc, de altfel toate șansele mele se duc foarte rapid! Cucu! Cucu! Unde sunteți? Le deschide la rând pe toate! Următorul este al Melisei, iar peste unul al meu! 10-5 sunt eu, cu siguranță mă găsește! Sunt frontii mei! Dar ce-am pățit? Sărmanii! Chiar și cu centură galbenă! De ce? Mă auziți? Eu știu că sunteți aici mulți! Vă miros! Deja este lângă mine! Urgent, aici trebuie să pregătesc un grătar, ca să-l sperii! Un miros straniu! Ceva mi-amintește! Undeva l-am mai simțit! Da, cu siguranță! Trebuie să deschid acest dulap! Chiar acum! Hei, Marshmallow! Tu ești arestat! Te voi găti chiar acum, în acest moment! Prima mea victimă este bucătarul șef! Dușmanul meu! Bine că am scăpat de tine! Să nu mai faci ceva împotriva mea! Du-te de aici! Sau mai bine mă ajuți, ha? Da! Eu de fiecare dată sunt găsită de monștri, dar iată ceilalți, mai puțin! Da, și? Vrei să te răzbuni? Da, și îți voi spune fiecare unde s-a ascuns! Am fost foarte atentă! Ce tactică a luat Melissa? Vrea să ne vândă la un marshmallow! Atunci ce mai stai? Spune repede unde se ascund ei! Așa! Unde se ascunde Mircea? Eu știu deja! Unde? Aici! Melissa a trecut de partea monștrilor. Este cea mai mare dezamăgire pentru toată familia noastră. Ei, Melissa chiar și pentru abonați. Ei se vor dezamăgi în tine. Dar asta e. Asta o face. E rândul lui Mircea să fie scos din dulap. Și încă pe mine primul? Da, Melissa, m-ai dezamăgit. Hai, deschide ușa. Mircea era... Spune mai repede unde este următorul nostru marshmallow. Gata, mi-am amintit! Cât de rapid și cât de incorrect voi pierde acest challenge. Mircea este aici! Este chiar lângă dulăpiorul meu! Atunci deschid! Perfect! Răzbunare! Răzbunare? Ce? Unde este? Nu-i nimeni aici! Stai, am uitat! El a început să ascunsă în acest dulap și apoi s-a răzgândit și a plecat acolo! Gata! M-ai mințit! Nu te mai cred! Du-te de aici! Mai departe caut singur! Ce? Nu a deschis dulapul meu? Melissa m-a salvat! Mir
Melissa niciodată nu a fost în acel dulap. Melissa, chiar dacă a pierdut, nu a vrut să pierdă și ceilalți. L-a mințit pe Mășmielu. A vrut să ne salveze pe noi. Melissa, Miacu, intri înapoi. Ești mândria familiei noastre. Da, chiar a întregii comunități. Melissa. Scuze că te-am dezamăgit, dar deja mi-am adus aminte. Mircea este în acel dulap. Știu. Gata, eu am înțeles una. În bucătari nu mai trebuie să am încredere niciodată. Să bag asta în capul meu. Mai departe, mă descurc singur. Păcat! Îl și văd prin crăpătură. Sper să nu-i găsească. Am făcut tot ce stă în puteri. Să pășești pe lac pentru ce-a făcut Melissa. Dar mie intuiția îmi spune că aici cineva vrea să fie transformat într-un marshmallow. Da? Răspunde! Nu vrei să răspunzi, da? Ia să vedem. Ha! Nu am înțeles. Cucu! Oho, ce marshmallow! Ieși! Eu deja sunt marshmallow, nu trebuie să mă transform în el. Foarte bine, pentru că imediat mergem la grătar! Hai, du-te! Doar doi am găsit! Acolo este tati! Ori îl va pârjoli, a promis! Apropo, am pentru tine o știre nu chiar bună! Șanse nu mai ai! Dar nici șansele tale să scapi de mine! Voi ați văzut ce a făcut Melissa pentru mine? Pentru noi toți, Mircea! Apropo, dar unde este tati? Eu sunt aici! Și cum ai scăpat? Mă pune ea pe grătar și mă întreabă care e barbecue-ul tău preferat? Și i-am zis, carne de miel, așa cum este! S-a supărat foc și mi-a spus că nu vrea să mă mai vadă! Și uite așa... Și la mine la fel! Și așa am scăpat!